Bine v-am găsit! Azi o să pregătesc. Uită-te în cameră de la început, uită-te în cameră, nu te uiți în loc să-ți vine surde. Nu, trebuie să o iau de la început. Că nu-i place la mondialul. Că nu m-am uitat în cameră. Trebuie să stau să mă uit bine, domnul mondial. Bine v-am găsit, dragii mei. Azi la meniu o să am puișor. Puișor din ăștia mici. Dar bineînțeles că merge și cu pui normal. Și o să-l pregătesc cumva, nu știu, o să-l umplu cu ceva legume și o să-l bag la cuptor. Bineînțeles că pe parcurs poate îmi vine vreo idee. Pentru început, eu le dau un clocot. Așa scurt. 2 minute, nu mai mult. Și între timp, eu am tăiat aici 2 cepe și 2 căței de usturoi. Și pentru cine nu are, eu am aici niște legume. Sunt gata tăiate, pregătite. Cine nu are, poate să taie niște ardei. Aici este ardei, ceapă, roșii, ceva morcovi, zarzavaturi și le căliți. Eu o să călesc doar ceapa și usturoiul, că restul am zis sunt pregătite. Să pun puțin ulei. Să vedem uișorii cum stau pe spate. Îi întoarcem și pe burtă. Bun. Deci pun ceapa la călit. Prima dată dăm drumul la foc. Și usturoiul. Deja au dat un clocot. Să-i și scot. Ok, mai las un minut. Bun. Îi scot afară. Vedeți că i-am tăiat pe piept, dar nu de tot. Deci chiar numai mai mult de jumate. Sper să nu-i rup acum. Bun, și las puțin să scurgă de apă. O să pun puțină sare, piper, în ceapă. V-am zis, dacă nu aveți legume la borcan, ca și mine, tăiați niște legume. Să iasă la fel de bun, încă poate mai bun.
puțin legumele proaspete. Bun, între timp o să condimentez și puișorii. Aici am pus niște sare, piper și puțină vegeta. Și puteți să puneți și puțin ulei. Eu pun ulei de măsline pe ei. Condimentați fiecare după gustul dumneavoastră. Ca și garnitură, o să fac o garnitură de orez, că merge cu legumele călite. Cred că merge la fix, ca să nu pun tot cartofi, cartofi, ne-am săturat de cartofi. Bun, îi masez puțin. Ceapa s-a călit, o să adaug acum zarzavaturile astea din borcan. O să pun cam 4 linguri. Pun și puțină zeamă. Mai las să dea un clocot și între timp îmi pregătesc tava unde pun puii. Normal eu vreau să îi învelesc în celofan, în aluminiu, foie de aluminiu. Acum să văd dacă reușesc să mă gândesc cum să fac. Cred că mai pun încă una. Bun, așa. Și acum o să iau din zarzavaturi nici eu nu știu ce combinații fac aici și o să pun aici înăuntru în pui. Îl umplu bine. Și acum îl împachetez. Cât de bine pot. Uitați așa. Și îl strâng bine aici ca să nu mi se desfacă. Gata, și îl pun în tavă. Gata, așa doilea și la cuptor cu ei. Se dau cam la 170 de grade. Câte minute? Cam o jumătate de oră. Gata, am pornit cuptorul și acum mă ocup de garnitură. Bun, pentru orez punem apă la fiert,
o las să fiarbă și când începe să fiarbă adaug orezul. Am pus puțină sare, condimentele care mi-au rămas de la pui, sare, piper și vegeta. Eu am niște orez din ăsta integral, o să-l folosesc pe acesta și de data asta o să-l spăl înainte. L-am spălat puțin, că nu-mi place asta, lasă parcă o culoare așa mai maronie când fierbe. Așteptăm să fiarbă apa, între timp puișorul se pregătește și mie mi-e foame, foarte foame. Îmi dat drumul? Da. Fie tata. Orezul-i fiert și acum o să-l dau puțin. O să pun puțin ulei de măsline. Și o să-l amestec puțin cu uleiul. Eventual o să pun puțină ceapă din asta uscată. Și mi-a mai rămas asta de la pui. O să pun și asta aici. Oricum, orezul o să-l mâncăm cu legumele din care le-am pus în pui, înăuntru. Mestec puțin, eventual dacă mai trebuie sare, piper, să vedem. Nu mai trebuie nimic, e foarte bun. Și e gata. Orezul este gata. O să opresc focul. Îl acopăr puțin. Și să vedem cum stau puișorii. Stau bine, mai las încă 10 minute. Și gata, cam o foame. Am o foame. Să vedem cum se prezintă puișorii. Desfacem să ne uităm un pic la ei. Oh, bun. Mai desfac puțin și mai las încă 10 minute așa de surcuți. Încerc să nu rup folia de aluminiu, că mai este zeamă acolo înăuntru. Uitați. Și mai bag încă 10 minute. Și-s gata imediat. Gata, i-am scos din ler. Și acum îi aranjăm pe farfurie.
vedem cum să-i luăm. Aici. Gata. L-am rezolvat. Pun și sosul ăsta peste. Garnitura de orez lângă. Baconul l-am aprins. Ai dat pe jos. Că dacă vii tu lângă mine, mă intimidez. Ai dat pe jos. Ai dat pe jos. Și ție îți pare bine dacă am dat pe jos. Gata. Ți-e foame? Da. Gata. Poftă bună să aveți. Așa mă pace. Așa mă pace. Așa mă pace. Și o zi minunată. Acatata kids de cot 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 cot